joi seara, ora 17:50, un bărbat de 60 de ani aflat pe o plajă destinată nudiștilor intră în apă și înnoată până ajunge la o distanță mare de mal. Este ultima oară când a mai fost văzut de ceilalți turiști aflați pe plajă. Nu a avut niciun semn disperat de că s-ar înneca, decât la un moment dat am văzut că dispare sub apă. Eu stăteam pe o stâncă și fluieram la el să văd dacă poate să mă înțeleagă sau poate să mă audă. La scurt timp, omul pierde lupta cu valurile și curenții puternici, marea lânghite pur și simplu. Imediat, scafandrii intervin la fața locului pentru a recupera trupul dispărutului, însă bărbații antrenați pentru astfel de misiuni sunt și ei răpuși de curenți. Pe o astfel de vreme este imposibil să intervii. Din cauza mării care este foarte agitată, curenții sunt foarte puternici, te trag pe larg și în afară faptul că te trag pe larg, te trag la fund. Omul a lăsat la mal doar o pereche de pantaloni scurți. Nudiștii spun că în zona lor nu există un steag de avertizare că marea e periculoasă sau nu. Era un stâlp care azi nu mai este și dacă vă uitați la stâlpul de în partea aia și ele sunt foarte îndepărtate, nu se văd. Noi de aici nu știm dacă este steagul roșu sau e galben. După mare ne putem da seama, într-adevăr, dar nu știm. Și salvamari avem puțin, este doar un singur salvamar care are acoperă o suprafață prea mare, zicem. Tot aseară, un alt turist care a ignorat steagul roșu al salvamarilor a fost scos din mare la Eforie Nord, iar de dimineață salvamarii au avut aici numai puțin de 20 de intervenții. De asemenea, un alt turist a fost salvat în ultima clipă la Neptun.